În urma petiției pe care au transmis-o locuitorii din cartierele avantgarde în Bartolomeu, am avut astăzi o întâlnire cu reprezentanții acestora și cu reprezentanții RATBV. În cadrul acestei întâlniri am discutat despre transportul public care deservește această zonă și cum poate fi el îmbunătățit. Dintre solicitările acestora am reușit să identificăm soluții care se pot implementa într-un timp cât mai scurt, cum ar fi, de exemplu, că în cazul transportului școlar vom putea face stație de încărcare chiar din cartierul Garden în stație de lângă parc. În felul acesta, copiii nu se vor mai deplasa până la uh, terminalul RATBV ci vor putea fi luați chiar din cartier. De asemenea, s-a adus în discuție oportunitatea și necesitatea creierii unei noi stații de autobuz în zona străzilor Institutului Șegretei. Pentru altele, RATBV va trece la monitorizarea transportului pentru a veni cu cele mai bune soluții pentru locuitorii cartierului Avangard.